Am primit o invitație din partea Consiliului Raional al Tinerilor din Florești să venim în vizită ca să vedem cum se implică tinerii floreșteni în problemele comunitare. Mai exact, cum ajută la identificarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă. Am participat la un forum organizat de către tinerii Consiliului Local din Vărvăreuca, tineri care, deși sunt la început de cale, au ambiții mari ca să contribuie la dezvoltarea comunității lor. Mai multe detalii veți afla din reportajul pregătit. Am ajuns în toiul forumului organizat de tinerii de la Vărvăreuca, sfioși, dar încrezători în forțele lor. Tinerii consilieri au propus soluții pe care le văd ei la unele probleme existente în localitatea lor. Dacă suntem de acord cu soluții care au fost propuse pentru problemele identificate în cadrul sondajului și dacă suntem toți de acord, votăm. Dacă este unanim, această rezoluție, sub formă de document, este transmisă către doamna primar și de ce nu trebuie să fie implementată aceste activități sub formă de proiecte pe anul următor. E bine ca să fiți implicați și voi, iată, având o altă părere poate decât cei maturi? Da, cred că ar fi bine să ne implicăm și noi în toate chestiunile astea legate de localitate, ce putem să contribuim și noi la să se dezvolte mai bine în localitate. Dacă ne implicăm mai mulți tineri, o să facem mai multe dezvoltări în această localitate. Consiliul nostru a fost format în urma proiectului Tinerii iau decizii. Am avut multe conferințe la care am participat cu succes. Astăzi, pe baza acestui proiect, am format un forum. Forum Tinerii iau decizii. Practic asta a fost o dare de seamă sau o lecție deschisă. Ați prezentat ceea ce ați reușit pe parcursul lunilor de când sunteți deja în componență stabilită, da? Da. Iar pe parcurs dorim ca să avem mai multe succese, să facem mai multe proiecte. Alina Ciobanu este tânăra care monitorizează pașii tinerilor consilieri locali, care sunt abia la început de cale. Aceasta este o activitate ce are drept scop implicarea tinerilor în procesul decizional și nemijlocit și implicarea autorităților publice locale, agenților economici și tuturor actorilor sociali din comuna Vărvăreuca. Acesta este un proiect se numește Tinerii au decizii, implementat de către Asociația Fuștească Consiliul Raional al Tinerilor din Purești. În cadrul acestui forum au fost depistate problemele și provocările cu care se confruntă tinerii din comuna Vărvăreuca. Aceste probleme au fost reprezentate prin intermediul sondajului realizat în urma segregării și chestionării a peste 30 de tineri din comuna Vărvăreuca, unde fiecare și-au expus problemele care se confruntă ei. Au fost propuse soluții eficiente, respectiv prin intermediul rezoluției. Este un document care va fi înaintat către domnul primar pentru a fi bugetat pe anii viitori. La Vărvăreuca nu este primul eveniment de acest gen. Corect. Acest forum este al cincilea. Eu am mai participat la forumul tinerilor din satul Zăluceni, Mărculești, Trifănești. Acest forum este partea proiectului implementat de către Asociația Fuștească Consiliul Raional al Tinerilor din Florești și finanțat de către Consiliul Europei prin intermediul Fundației Europene a Tinerilor. Tu fiind în calitatea ta de președintă, da, Consiliul Raional Raionului Florești, este firesc cumva prezența ta la astfel de forumuri, dar pe de altă parte chiar sunt curioasă să-mi spui care este concluzia după aceste cinci evenimente. Ce poți să spui despre tinerii din satele Raionului? Da, participând în cadrul acestor forme, în toate cinci localități, am tras o concluzie. Tinerii, într-adevăr, au potențial, au o dorință foarte mare de implicare, însă nu găsesc soluții eficiente pentru a se implica. Deci eu consider că aceste forme sunt o cale eficientă de implicare a tinerilor, atât în procesul decizional, cât și în cadrul Consiliului Local de Tineret. De cât timp ești în... Mai ales că, de fapt, Consiliul s-a și transformat în Asociație Obștească. E o poveste interesantă și vreau să povestești. Da, neformal, ca structură tineret, activăm din anul 2016. Eu, ca voluntar în cadrul acestei structuri tineret, activez din 2018.
În 2019 am fost delegată ca fiind președintele acestei structuri de tineret. În anul 2019, la fel, am obținut premiul din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării ca fiind cea mai activă structură de tineret și o să spun exact, avem peste 200 de activități anual, câte 3-4 ore per fiecare activitate, asta se primește undeva la 600 de ore de voluntariat plus, anual facem. Iar ca organizație, ca ONG, activăm din anul 2019 și avem în 2021 premiul de cea mai activă organizație de tineret alocat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Așa. Și ce v-a motivat să transformați Consiliul în asociație obștească? După cum știm, bugetul pentru tineret nu este unul foarte vast și de ce am găsit o oportunitate foarte eficientă să creăm un ONG. ONG cu aceeași denumire, Asociația Obștească Consiliul Regional al Tinerilor în Frești, și putem aplica, cum este și acest proiect, putem aplica la proiecte internaționale finanțate de către Consiliul Europei. Și deja avem două proiecte finalizate. Unul se numește Democrația la Iacasă, ce are drept scop educarea cetățenilor în democrație participativă. Astfel, ei au participat la un sondaj prin care au selectat care din unul din spații din orașul Florești să fie renovat. Respectiv, au fost achiziționate 30 de bănci și 30 de urne de deșeuri amplasate pe aleea Bulevardul Victoriei din orașul Florești. Acesta este un proiect. Al doilea proiect este Hai Florești spre o generație prosperă, generația ECO. Iarăși acest proiect este finanțat de către Consiliul Europei prin intermediul Fundației Este Europene și are drept scop transmiterea unei educații eco-responsabile în rândul tinerilor și cetățenilor din raionul Florești. Acest proiect a implicat 8 instituții de învățământ din raionul Florești în activități de salubrizare, de colectare și reciclare a deșeurilor menajere, cât și plantarea arborilor. Dar pe viitor, oricum, ne mai propunem să deschidem și alte centre, cum ar fi centru pentru tineri cu dizabilități și pentru vârstnici. Așa, asta fiind două proiecte care, iarăși, datorită faptului că sunteți ONG. Corect. Prin intermediul acestui ONG, noi ne permitem să scriem proiecte atât naționale cât și internaționale, ce ne permită dezvoltarea comunitară. Ce e o șmecherie care ar putea să facă și alte consilii raionale al tinerilor, da? Pentru că au acces, așa cum ai menționat, la niște proiecte internaționale de sponsorizare și este un pas foarte mare. Exact. Aceasta este o modalitate foarte bună pentru a deschide un ONG, pentru că ne permitem să aducem resurse atât financiare cât și umane în cadrul structurii noastre și în cadrul comunității. Tu ai avut noroc cumva de un predecesor, da, bun, Dumitru Stoica. Eu fiind de aici, din Florești, normal că știu lucrurile cum au evoluat și de fiecare dată mă bucur, da, de succesele voastre. Deci ai avut parte de un președinte lângă care ai fost vicepreședinte și ai învățat multe lucruri. Da, el este persoana care m-a îndrumat în toți acești ani, din 2018 până în prezent, și mă îndrumă în continuare. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a oferit această posibilitate și mereu m-a implicat în activități formale și non-formale în cadrul structurii tineret, Consiliul Local Tineret din Florești. Acum, datorită lui, avansăm și scrim proiecte internaționale, a ajuns deja să câștigăm și alte două proiecte. Cum am menționat, este centru pentru tineri cu dizabilități și pentru persoane vârstnice. Dar, da, într-adevăr, el este persoana care m-a ajutat să avansez și avansez în continuare datorită lui. În cadrul forumului, tinerii prezenți au aflat detalii importante despre programele naționale, dar și internaționale la care pot aplica. L-am prezentat, de exemplu, organizațiile non-guvernamentale, precum ar fi ADC-ul sau GEA. De asemenea, la internaționale, la capitol internațional, am prezentat FLEX, Erasmus. De asemenea, de la ADC am avut Odyssey of the Mind și mai multe. Deoarece la nivel rural nu sunt tinerii la fel de informați ca la mediul urban, noi am decis să mergem prin regiuni. Consiliul Local al Tinerilor din Vârvăreuca este găzduit în incinta bibliotecii, unde tinerii au acces la literatura disponibilă, dar și la exponatele din muzeul creat acolo. Unealtă de scos sfeclă.
Serios? Da. Aha. Cu asta, așa mi-au spus bătrânii, cu asta înainte scotea sfecla. Mai ușor. Să apas sfecla. Da, mă uit că sunt multe unelte aici. Și valizele care sunt de lemn. Valize vechi de lemn, care înainte erau valize cum noi astăzi avem valize performante, moderne, așa erau înainte valizele de lemn. A fost adus din sat stativile. O altă bătrână care din sat țesă s-a oferit să ne ajute voluntar și am aranjat aceste stative. 3 zile am muncit la ele până le-am aranjat, pentru ca tinerii din ziua de astăzi să vadă cu ce se lucra această pânză, cum se țesea, cum se făcea, iată așa lucruri frumoase se făcea. Și în timpul de acum eu văd că chiar ele sunt la modă, chiar sunt întrebate și bătrâna din localitate chiar s-a oferit să vii într-o zi și să arate la tineri cum se lucrează la aceste stative și pe viitor chiar o să vii și o să ne prezinte pentru tineri o lecție de țesut la stative. Și poate unele dintre tineri, mai bine zis, poate ar fi interesant și poate ar continua lucrul, pentru că e păcat să pierdă așa meserie.